date de trecut sau povestea unui antreprenor care s-a angajat. Câți dintre voi deși sunteți antreprenori? Unul la Florin, eu știu, cred că sigur unul. 1, 2, 3, 3, da? Cât sunteți angajați? Nu chiar restul, că mai sunt și unii care sunt studenți, probabil, nu? Bun. În seara asta vorbim despre cineva care e și una și alta. Se poate? Credeți că se poate? Se poate, nu? Cred că putem învăța niște lucruri foarte importante de la trecutul nostru. Și vreau să vă vorbesc despre niște lecții pe care le putem învăța de la trecut în continuarea prezentării care am avut-o data trecută. Câți mai țineți minte care a fost? O video? Bun. Cultura, da? Cultura, da? Bun. Ce putem învăța de la trecut? De la trecutul nostru al fiecăruia, de la trecutul nostru comun? Și am spus așa, că putem învăța trei lecții. Și anume, 1. Identitate. Cine suntem? Nu putem să ne definim decât prin prisma trecutului. Părinți, naționalitate, orașul în care ne-am născut, ne definește. Identitatea. Apoi, creativitate. Credeți că problemele cu care ne întâlnim noi astăzi sunt originale, sunt primele, niciodată nimeni nu s-a mai confruntat cu ele? Puțin probabil. Așa că vom găsi în trecutul nostru soluții chiar la problemele cu care ne confruntăm. Iar al treilea despre care vă vorbeam data trecută e profitul. A treia lecție. Pentru că putem câștiga chiar bani din valorificarea trecutului nostru și vorbeam de trecutul comun al nostru al ieșenilor. Cum putem face acest lucru? Ei bine, și pe mine m-a măcinat foarte tare întrebarea asta. Când a început să mă macine? Și anume, 23 februarie 2016, am vorbit... Ce zi? Ora? 19.30. A fost ultimul, de-aia știu. Am vorbit... Și te-a mai ascultat cineva? Din fericire, da. Am vorbit la Forumul Antreprenorilor din Iași despre antreprenoria culturală. Îmi venise mie, îmi stătea pe creier ideea asta că avem o resursă foarte importantă și nu o valorificăm. Și le-am vorbit oamenilor că avem nevoie să valorificăm această resursă. Și de atunci mă tocmai mai ideea. Cum să fac, ce să fac. Aveam idei, aveam în minte câteva proiecte. Și am spus, vreau, pot, dar de unde să încep? Cred că întrebarea asta vă macină pe foarte mult, de multe ori. Știu că am capacitatea, știu că pot, dar de unde să încep? Și primesc un telefon. El a fost coleg de facultate care îmi spune, știi, uite, e o asociație în Iașul ăsta care se ocupă cu promovarea orașului și a zonei. Păi, interesant. Zice, și au nevoie de un absolvent de istorie pentru câteva luni ca să le pună pe picioare, dar trebuie să știe și grafică. Pe calculator. Ca să le pună pe picioare activitatea. Bă, și trebuie să știe și un pic de marketing. Zic, cred că un pic știu. Zice, te baci că eu plec de acolo. Zic, hai să încercăm. Așa că, de pe 14 martie, m-am angajat consilier de turism de promovarea Iașului la o asociație, Asociația pentru Promovarea Turistică a Iașului. De ce am făcut lucrul ăsta? Îmi deschisezim afacere. Și puteam să spun că rămân aici. Credeți-mă că n-am renunțat la afacere. Și mănâncă mult mai mult timp. Mă culc mai târziu, mă scol mai devreme. Ora 5 a devenit oră de trezire obișnuită. Pentru că am nevoie să-mi fac și celelalte proiecte, să învăț și aici. Ora o mână de succes. Mulțumesc. Pentru că vreau să învăț. Pentru că vreau să învăț. Și cred că asta e lucru de care ducem lipsă de foarte multe ori. Să învățăm. Să învățăm să facem lucruri chiar dacă plecăm de la un nivel mai jos. Și vreau să închei cu o întrebare. Care a fost ultimul obiectiv turistic din Iași pe care l-ați vizitat? Sau când ați vizitat ultimul obiectiv turistic? Vă se vizitează? Da, tu ne vizitează. Da, mai nu... Nu, dar nu s-a deschis. Nu, în afară de metropolele? Nu, Palatul Culturii nu l-a deschis. Așa, nu știu. Deci Noaptea Albă a fost în mai. Mai am trecut? Da. Și urmează mai anul ăsta. Deci e cam un an. Și care e obiectivul favorit, obiectivul turistic al vostru favorit? Așa, două, trei răspunsuri. Florin. Releu. Mitropolie. Mitropolie. Releu.
releu de la Puciu, da? Bun. De ce releu? Se vede frumos de sus, nu? Da. L-a văzut cineva un apus? Ia, ia, cine a fost un apus? Bă, ce știu? Nu-i problemă! Ia pregustă nevasta noaptea! Ia pregustă metru mare! De parcare de sus! Bun, aici! Mă, metru mare! Era, vezi că ai văzut? Eu vreau păpădie! Știți cam câte monumente istorice are Iașu? Nu știu. Știți cam câte monumente turistice are Iașu? Foarte mult. Vă dau o idee. Ce ați zice ca undeva într-o lună de vară, și întreb acum și pe Ovidiu, să facem discursuri la 30 de metri deasupra Iașului, în vârful turnului Gorii. Credeam că mă duci cu balonul universității. Mi-a dat să-mi pare că... E aproape aceea senzație. Duc, nu vreau acolo. Ce puteți face? Și vă prezint acum în două cuvinte ce ați putea face în cadrul proiectului de care vă vorbeam, că e proiectul meu de suflet. Promovează, spune altora. Am avut turiști care au venit din Germania, din Anglia, din Italia, astăzi a fost un grup din Ucraina și au spus, păi noi când ajungem acasă, o să spunem la toată lumea ce am văzut noi la Iași. Câți ieși îmi spun la ceilalți ce au ei în oraș? Vizitează! Cunoașteți orașul, cunoașteți obiectivele ca să le poți prezenta celorlalți. Și în ultimul rând, donează. Pentru că de foarte multe ori este nevoie de bani pentru promovare. Și aici sunt multe metode. De la cel 2% care practic nu te costă nimic decât o semnătură și un cod numeric personal, până la sponsorizări și alte metode. Dacă vreți să discutăm, discutăm după aceea. Cam asta a fost proiectul, este proiectul meu, care pentru câteva luni înseamnă pentru mine învățare, perfecționare și de ce nu un vis împlinit. Mulțumesc!